Ce bine și adă. Lasă, spovedește-te. Poftindu-mă la spovedanie, toarnă tot ce ai săvârșit cu voia și fără voia prietenilor tăi. Tot ce ai săvârșit cu fapta, cu gândul, cu mâna, cu ochiul. Începe cu închisoarea Văcărești. Când eram acolo cu prietenii mei Gogu și Patraule, am jurat ca odată ieșiți să nu mai intrăm niciodată acolo. Să te audă Dumnezeu, fiul. Să rămână, părinte. Ia. Un moment, pleacă, taică, du-te-mă, stai jos, copila mea. Spune cu ce ai greșit, ce ai pe suflet. Dar mai repede că mai așteaptă și alți păcătoși. S-a mulți păcătoși de când cu primăvara asta. Nu am greșit cum crezi dumneata, părinte, eu nu greșesc așa. Am găsit un portofel cu bani. M-am gândit ce să fac, să caut pe gubașul, să-l dau. L-am adus aici, la mănăstire. Portofel cu bani? Cu ce sumă? 500 de lei. 200 am cheltuit, iar restul am adus Sfinției voastre. A, și mai ai 300. Bine, lasă-i la mine. Am să-ți dau iertarea păcatelor de care ai nevoie. Ce credeți, părinte? Mă iartă Dumnezeu? Da, te iart. Du-te, păpușă. La revedere, păpușă.